La știrile Bucovina TV, alături de noi, se află Mihai. Bine ai venit, Mihai. Sărbătoare, Mihai. Ieri am vorbit aici despre accidentul din apropierea zidului morții. Astăzi continuăm într-un ton mai bun, dacă pot să spun așa. Nu știu dacă pot să spun așa, dar ceilalți trei copii din mașină, care au avut nevoie de intervenții chirurgicale, au avut nevoie și de sânge. Și s-a făcut apel pe toate rețelele de socializare și azi mai departe de la a fost ce trebuie. Da. Mă, știi cum e, cu un ochi crede, un ochi plânge. Cam așa e acum, dar n-am crezut că am să ajung și momente de genul ăsta, să le trăiesc, genul accidentului pe care l-am văzut. Ieri, un apel, copiii erau cei trei. Deci, unul, șoferul, a murit de 20 de ani, trei copilași de 19 ani și îmi permis să spun copilași că sunt de trei ori mai mici vârsta lor decât o am eu. E mai mică vârsta lor. Sunt la Spitalul Județean, erau la Spitalul Județean. Erau în operații foarte serioase. Pierduseră sânge foarte mult. Unul dintre ei avea și o grupă sanguină din asta păcătoasă tare. AB4, un AB4 negativul, Moș Crăciun, cu nu știu ce ioni, pozitiv, negativ. Din aia care n-ai mai văzut. S-a făcut un apel pe rețele sociale, veniți, avem nevoie de sânge. S-au mai făcut apeluri pe rețele sociale. Dar azi dimineața, Oana, nu glumesc. Peste 200 de copii și adulți erau pe trepte la centrul de transfuzii Suceava. Eu uitam ca proști. Bă, ce se întâmplă? Au mai fost, știi, când veneau jandarmi, veneau cu tot plutonul de la forticeni. Felicitări, da, cinste lor. Da, erau trimiși, de acțiuni, hai la da. Dona. Azi dimineața era măcel la centrul de transfuzii sanguine. Acum deva închipuiți ce a fost acolo în sufletul copiilor care nu erau lăsați să intre să doneze sânge pentru prietenul lor. Că nu, sunt trei paturi, Oana. Trei paturi de recoltare și cei de la centrul de transfuzii au fost nevoiți să mai scoată și al patrulea pat, e patul de rezervă, să-l pună la strâns. Sânge. Nu poți să donezi sânge, te duci acolo, vreau să recoltez sânge, să mi se recolteze sânge, să faci pac, 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 ce? E ca la drive-in, știi, îți dă meniul și ți-ai luat în 5 secunde. Nu, sunt niște proceduri care trebuie corect. Trecute. Sunt niște pași nou. Care trebuie urmați. Nu sunteți nou, trebuie să vă registrăm. Îți ia sânge din degețel, îl verifică să vadă dacă nu, Doamne ferește, ai niște boli. Nu oricine poate să doneze sânge, dacă ai sub o anumită greutate. De exemplu, nu toate doamnele pot să doneze sânge. Dacă, da, ai, dacă ai suferit intervenții chirurgicale în ultimele 6 luni. Măi, sunt multe criterii. Ieșeau copiii supărați de acolo, plânși. De ce nu-i lasă să doneze? Deci a fost o imagine astăzi. Și de-aia spun, cu un ochi crede, un ochi plânge. Râdeam, băi copii, voi vă dați seama ce, că nu se poate, ce la plânge, zic, bă, uite cum vor copiii ăștia să ajute, știi? Să-și ajute un om pe care nu era prietenul lor neapărat. Dar acest accident cumplit de pe șoseaua de centru, în apropiere de zidul morții, a stânit un val de reacții pozitive, referitor la această campanie de donare de sânge, fără precedent. Am fost astăzi la centrul de transfuz, undeva pe la 1:30, e deschis de la 7:30 la 1:30. Am vorbit cu medicii de acolo, cu asistentele, erau terminate. 135 de oameni au donat sânge, 90 erau deja donați, mai erau încă 40, așteptau o mare de oameni acolo și la 1:30 când ai voie, sunt proceduri, deci ei trebuie să prelucreze sângele. Nu... Da, apelul a fost pe rețele de socializare că nu contează grupa de sânge, pentru că e un anumit, așa cum ai spus, sunt anumite proceduri. Parte, da. În fine. Ideea este să fie rezerve de sânge. Că și e nevoie poate pentru că ar fi bine să ne facem un obicei din a dona, dacă putem și suntem sănătoși. Beatrice a donat săptămâna trecută, o felicităm și live, că n-am putut decât în privat. Și poate că astăzi a fost așa un semnal că poate ne putem face bine. Cu siguranță putem face bine. Am stat de vorbă cu domnul. Ne putem face bine. Bine, nu o să ne facem, dar sunteți pe calea cea dreaptă. Și a fost un gest făcut în săptămâna patimilor extraordinar. Extraordinar. Am vorbit cu domnul Teodorovici, purtător de cuvânt, medicul. Domnul doctor Teodorovici, purtător de cuvânt al Spitalului Județean Suceava. Și a spus că deocamdată cei trei sunt bine, sunt în ATI, atenție, foarte important. Dar de marți vor intra din nou, doi dintre ei cu siguranță vor intra în alte operații. De aia apelul asistentelor și medicilor de la Centrul de Transfuzii Suceava este să reluăm acest gest frumos marți dimineață la 7:30 când se deschide Centrul de Transfuzii Suceava, pentru că va fi nevoie cu siguranță de sânge pentru acești copii și pentru ceilalți
că Dumnezeu nu iartă și nu are, are el, cum zic eu, planul lui cu fiecare dintre noi. Marți de la 7:30, cei care nu au reușit să doneze sunt așteptați cu brațe deschise de medici și asistente de la centrul de transfuzii și să ne rugăm pentru copilașii cei doi care sigur vor intra din nou în operație și care nu sunt operații ușoare. Deocamdată sunt ținuți în viață de aparate. Aparate, da. Să dea Le mulțumesc să copiilor că au înțeles, cei care au venit să doneze. Sper că au înțeles ce trebuie să facă și după ce au ieșit de la donat și să priceapă că datul blănii la mașină nu bun. Nu e bun, da. Eu îți mulțumesc astăzi pentru prezență. Îți doresc sărbători liniștite alături de cei dragi. Ne vedem... Secris, eu mi-ai trântit. Nu, Oana e cu Paște la fericit. E cu Paște fericit, ăsta e clișeu. Sărbători liniștite alături de cei dragi. Cât tihnă și... Păi asta ți le faci tu singur, asta țin de tine. Învierea, balamuc din înviere, că știi cum e, nu? Multă lume. Eu ora 4 evit să merg sfințită. În locurile în care e multă lume. N-ai unde, bă. N-ai, că de învieri toată lumea e creștină ortodoxă. Da. Toată lumea iese din casă, mă dau cu un aftershave frumos, așa, că se miros de la distanță. Prefer o biserică mai mică, așa, unde... Tu biserici de lemn și mici, nu? Că acolo găsești da, pe Dumnezeu. Acolo, nu știu dacă da, acolo, acolo poți să găsești oriunde. Ține de noi, deci nu era cu... un clișeu, era din suflet. Am înțeles din sufletul, da. Și da, la bine celor care ne privesc cu răbdare fiecare zi. Și condescendență de multe cu ori. Cu lumină, da. Cu lumina și... sfântă să vă penetreze casele, să vă da... Uite, vezi cum faci tu, dar te duci la da. Să iei lumină, nu? Da, și mă duc și la sfințit, și... că acolo și mă distrez, mă distrez bine tare. Interior. Știi da. Ce îmi place mie din viere? Ai să râzi. Îmi place foarte tare momentul ăla când se bate la ușă și se iese. Și al doilea moment când cântă tot poporul adunat acolo. Ăla e momentul meu de... Mă simt parte din comunitatea religioasă creștin-ortodoxă. Dimineața la sfințit e frumos. E cu semnul întrebării acolo. E frumos. Da. Nu, prefer să... Dacă mă întreb pe mine, n-am să comentez. Știi, gusturile nu se discută. Fiecare biserică cu forma da. E. Mă enervează că nu știi că la ce oră, cum e, când să mergi, unde să acum mergi. Acum sunt organizați da? Preoții și te anunță. Da? Păi n-ai văzut la Iași sau nu știu unde se pot plăti pomenici online. Online, da. Asta e bine. La plată, da, știu, dar e ok. De obicei se anunță. Așa că ne vedem după sărbătorile pascale aici la Bucovina TV. Cu vești... Cât se poate de... Frumoase. Da, cum ai spus, good news, no news. Good news, no news. Deci să vedem cât s-au mai făcut cu colică biliară, cât s-au dus intoxicați cu vin, cu mielul. Eu zic să ne întâlnim la mijloc, optimismul meu și... Sărbători frumoase, Oana. No good news-ul tău. Sărbători frumoase la vinea, sărbători frumoase la vinea, Oana și mai... Andrada. Sărbători cu nu, bine, asta e ordinea, ți-am explicat de nenumărate ori, dar până la urmă ai să înțelegi. Ne vedem la știrile Bucovina TV. Mulțumesc pentru prezență.